Bună ziua! Domnul europarlamentar Sigurd Mureșan este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! După plecarea dumneavoastră, PMP a avut reacții surprinzător de blânde, spun eu, în raport cu o mutare de o asemenea greutate. Se așteptau cei din partid să-i părăsiți? Sau le-ați dat semne în privința asta? Adevărul este următorul. Eu, de când am devenit membru al Partidului Mișcarea Populară și pe întreaga durată a mandatului meu în Parlamentul European, am fost deschis, am fost transparent în relația cu Partidul Mișcarea Populară, în tot ceea ce a privit întreaga mea activitate politică, atât în țară cât și în Parlamentul European. Deci cred că nu au existat motive de reproșuri nici de o parte, nici de cealaltă. Sigur că mereu în viață un divorț este mai puțin plăcut decât o căsătorie, dar chiar și după un divorț pot spune că nu are sens să aruncăm cu farfurie unul după celălalt. Eu mi-am explicat decizia, am explicat că am luat această decizie din următorul motiv. Consider că România se află la un moment de cotitură și putem discuta despre erorile actualei guvernări și consider că pentru a veni cu o alternativă la actuala guvernare este esențial ca principalul partid de opoziție, Partidul Național Liberal, să fie cât mai puternic și tocmai de aceea, pentru a continua programele, proiectele pe termen lung și pentru a pune cel mai mult în valoare ceea ce am realizat până acum, cred că locul cel mai potrivit pentru mine este Partidul Național Liberal. Am explicat acest lucru. Dar de ce totuși PNL și nu alt partid? Este foarte simplu. Eu sunt în acest moment purtător de cuvânt al Partidului Popular European. Partidul Național Liberal este principalul partid de opoziție, este principalul partid de dreapta din România și este principalul partid membru al Partidului Popular European din România. Alăturarea mea Partidului Național Liberal înseamnă că îmi voi continua activitatea nu doar în aceeași familie politică, ci în cel mai mare partid în aceeași familie politică. Și rămânerea în aceeași familie politică pentru mine era evident foarte importantă, fiindcă doar așa poți fi sigur că vei milita în continuare exact pentru lucrurile pe care ai militat până acum. Convingerile mele, evident, nu se schimbă. Mă vedeți astăzi spunând exact același lucru pe care m-ați văzut spunându-l ieri și pe care mă veți vedea spunându-l mâine. Văd în actuala conducere a PNL o echipă de dreapta, văd oameni de dreapta, văd idei de dreapta cu care ne vom prezenta împreună în fața oamenilor la alegerile europarlamentare de anul următor, dar și la celelalte trei rânduri de alegeri care vor urma. Vom veni cu un plan pentru patru rânduri de alegeri, repet, pe un program pro-european de dreapta care să pună în centrul acțiunii noastre omul care muncește și care dorește să poate crește o familie cu doi copii de pe urma muncii sale, indiferent de tipul de calificare. Ne vom gândi la bugetari, ne vom gândi la fermieri, la tineri, la vârstnici, la întreprinzători. Va fi un program electoral prietenos din punct de vedere economic și mai ales predictibil, căci exact asta lipsește oamenilor care muncesc, exact asta lipsește întreprinzătorilor acum. Dar ați avut o discuție înainte cu domnul Traian Băsescu, înainte de plecarea dumneavoastră? Răspunsul este da. Și ce v-a zis dânsul? Care a fost reacția dânsului? Știți cum e? Da, deci am avut o discuție, fiindcă am considerat că așa este corect, ca domnia sa să afle de nu la mine presă. Personal. Exact. Iar ceea ce președintele Băsescu și cu mine am discutat între patru ochi, va rămâne între patru ochi, așa este corect. Ceea ce discuți cu un președinte între patru ochi e corect să rămână așa. Dar cu domnul Orban, ați avut o discuție? Dânsul a venit la dumneavoastră, dumneavoastră v-ați la el sau cum a... Purtătorul de cuvânt al Partidului Popular European discută cu toate partidele membre ale PPE din toate statele membre ale Uniunii Europene. Ar fi nefiresc și ar fi fost nefiresc ca cineva să... El v-a făcut oferta, să fiu mai clar. Nu, deci ca să fim foarte, foarte clari, înțeleși. De când a fost aleasă această nouă conducere a PNL, s-a văzut clar și a fost vizibil și în presă un interes major, mai ales al președintelui Orban, pentru teme europene. Președintele Orban s-a aflat recent într-o vizită la Berlin, unde s-a întâlnit cu cancelarul Merkel
în afară de președintele României, domnul Iohannis, Ludovic Orban este singurul om politic din România care s-a întâlnit în trecutul recent cu Angela Merkel. Știm cu toții că prim-ministru Viorica Dăncilă aleargă din prima zi de mandat după o întâlnire cu Angela Merkel și vă spun foarte clar, mai poate aștepta mult timp până va fi primită de mari lideri europeni, fie că este președintele sau prim-ministrul Franței, fie că este cancelarul Germaniei, cancelarul Austriei, premierul Marii Britanii, prim-ministru Dăncilă, are mult de așteptat până va fi primit de importanți lideri europeni. Și pentru a răspunde întrebările dumneavoastră, văd o preocupare într-adevăr serioasă la președintele Orban pe teme europene de când a fost ales președinte al PNL. Întâlniri, repet, la Berlin, întâlniri la Bruxelles, vizite pline de consistență și discuții pe teme importante pe care de altfel guvernul ar trebui care ar trebui să fie o preocupare majoră pentru guvern, din păcate nu sunt. Deci de aceea un dialog pe teme europene între conducerea PNL și mine a existat în ultima perioadă și e firesc să fi fost așa. Deci dumneavoastră v-ați dus la PNL? Nu. Deci eu m-am alăturat Partidul Național Liberal pe 7 mai în urma unei perioade de discuții între președintele Orban și mine. Cele mai recente informații vehiculate în presă vorbesc despre domnul Ludovic Orban pe poste cap de listă din partea PNL la europarlamentare din 2019. Ce ați discutat dumneavoastră cu dânsul în această privință? Ce loc v-a propus, să spun așa? Deci, lista de europarlamentare. Vă voi surprinde acum și vă voi spune că... oricine se așteaptă ca eu să-mi negociez viitorul politic ca la piață în termeni matematici, locul 1, locul 3 sau locul 4, ar face o greșeală. Nu este stilul meu. Singura discuție avută cu președintele Orban este că vom veni cu o listă excepțională la alegerile europarlamentare, o listă care să dea oamenilor toate motivele să voteze Partidul Național Liberal și o listă pe care când o vom prezenta, oamenii să nu aibă niciun motiv să voteze alt partid din România. O listă excepțională și un program politic foarte bun de care ne vom apuca din timp, pe care îl vom elabora într-un mod transparent și pe care îl vom și prezenta într-un mod transparent înaintea alegerilor. Ce pot să vă spun este că în perioada următoare, la nivelul conducerii Partidului Național Liberal, vom stabili criteriile pentru determinarea candidaților la alegerile europarlamentare. Ca un partid autentic de dreapta, vom veni cu o listă de criterii transparente, predictibile și democratice. Regulile jocului, pe care toată lumea să le știe și toată lumea să le respecte. Cine nu le respectă, evident, nu poate intra în discuție ca potențial candidat. Deci, în următoarea perioadă, vom stabili regulile jocului, care sunt criteriile pe baza cărora vom măsura doritorii, după care va începe competiția în partid. Vă pot spune că voi participa la acea competiție și vă pot spune că nu aștept niciun tratament special în cadrul acelei competiții. Voi participa la acea competiție așa cum sunt, cu experiența mea politică. Voi pune pe masă, evident, activitatea din Parlamentul European, realizările, de ce eu cred că prezența mea în Parlamentul European este un câștig pentru România, este un lucru bun pentru cetățeni și voi spune exact de ce am de gând să continui și care sunt proiectele pe care am de gând să le fac în următorii 5 ani. Și vă garantez că vom veni cu cea mai bună listă la sfârșitul acestui proces. Vă rog să ne enumerați trei diferențe doctrinare între PMP și PNL. Diferențe doctrinare, sigur, Partidul Național Liberal este un partid istoric. Chiar în urmă cu câteva săptămâni am avut a 143-a aniversare. Cred că ce este important la momentul de față este modalitatea în care partidele din România reușesc să răspundă așteptărilor oamenilor. Și chiar acțiunile guvernului în ultima perioadă, inclusiv manifestația, cum să o numesc, de sâmbătă, arată următorul lucru. În centrul acțiunii noastre trebuie pusă libertatea cetățeanului. Rostul omului politic este să îmbunătățească viața cetățeanului, nu să folosească cetățeanul, să-l manipuleze după bunul plac în propriul interes și să ia libertatea. De aceea, libertatea individului este una din valorile esențiale ale Partidului Național Liberal, este o valoare de dreapta, este o valoare
care reprezintă și coloana vertebrală a familiei noastre, a familiei noastre politice și o vom pune în centrul acțiunii noastre, tocmai fiindcă simțim că exact asta trebuie redat cetățeanului român în momentul de față. Libertatea, libertatea de a gândi și convingerea că poate fi liber. Câți oameni credeți că sâmbătă la protest au venit obligați, forțați, unii chiar amenințați? Eu cred că foarte mulți, dar din păcate nu au avut îndrăzneala, curajul sau nu le-a spus nimeni să fi ridicat câte o pancartă pe care să scrie am venit forțat la protest. Dar toți oamenii care au venit forțați la protest și care nu au fost de altfel nici încântați, nici convinși, nici de domnul Dragnea, nici de ceilalți lideri ai guvernării, ai fi ridicat câte o pancartă pe care ai fi scris am fost forțat să vin la protest, vă garantez că nimeni niciodată în viitor nu ar mai fi îndrăznit să-i forțeze vreo singură dată să vină la protest. Domnul Dragnea ar fi fost, așa cum de altfel e firesc să fie, singur, izolat, demascat. Asta cred că lipsește și individul. Toți suntem diferiți și, practic, din tinerețe deja, oamenii trebuie încurajați să facă acele lucruri care li se potrivesc pentru a răspunde în termen de valori, în afară de libertatea cetățenului. Valoarea individului, individul cu diversitatea sa, cu trăsăturile sale, cu calitățile sale, din școală trebuie văzut care e talentul tânărului și îndrumat spre acea meserie care îi se potrivește cel mai bine. Căci nu trebuie să avem cu toții diplome de facultate. Dacă ai abilități pentru a fi un bun meșter, un bun strungar, un bun sportiv, un bun filozof, un bun istoric, trebuie să mergi exact acolo. Nu înseamnă că dacă copilul vecinului este avocat și tu ai putea fi un bun avocat. Și asta trebuie să regăsească și în sistemul de educație. Deci valoarea individului, a valorifica individul, a pune omul potrivit la locul potrivit, asta este un lucru pe care dinspre PNL vom încerca să-l facem cât mai mult în perioada următoare și vom începe exact cu noi. Venim cu omul potrivit la locul potrivit în rândurile viitoare de alegeri, candidatul potrivit pentru europarlamentare, candidatul potrivit pentru alegerile de primar, candidatul potrivit pentru alegerile parlamentare. Ați anticipat oarecum și următoarea mea întrebare. Ce impresie v-a lăsat meetingul PSD de sâmbătă din Piața Victoriei? Știți cum e? Câți au fost? 100, 150, 180 de mii de oameni. Depinde unde ne uităm. Da. A aduce un număr de 150 de mii de oameni forțați la un loc nu este o realizare. Și nu este un lucru de care trebuie să fii mândru. Dimpotrivă, este un lucru pe care trebuie să ți fie rușine. A trebui să forțezi pe cineva, a trebui să-l obligi, a trebui să îl aduci cu autocarul sau cu trenul door to door pentru a veni și a spera că îți cântă în strună, nu e un lucru de care să trebuiască să fii mândru. Asta unul la mână. Doi la mână, mi-e teamă că, sigur, acest guvern știe că meetingul nu a fost un succes, știe că oamenii au fost captivi, însă, evident, încearcă să ne transmită nouă că a fost un succes. Și pentru a vinde în continuare această poveste, pentru a ne da următoarea, pentru a da oamenilor, din păcate, următoarea doză a acestui drog, voi spune, suntem legitimați, mergem înainte și așa mai departe. Și temerea mea este că vor, tocmai pentru a acoperi eșecul, și o spun responsabil că manifestația a fost un eșec, că de fapt numărul de oameni a fost mare, e corect, dar de fapt a arătat că oamenii nu vin de bună voie, nu vin din interes, nu vin cu bună credință. Mi-e teamă că acțiunile guvernului vor deveni tot mai radicale și vor deveni tot mai radical și în relația cu partenerii noștri externi și este, și o spun foarte clar, acesta este cel mai prost moment pentru ca domnii Dragnea și Tăriceanu să înrăutățească relațiile noastre cu Uniunea Europeană la 6 luni înainte ca noi să preluăm președinția Uniunii Europene. Deci mi-e teamă că vom vedea mai multă obrăznicie, mai multă irresponsabilitate. Și ultimul lucru legat de meeting, oamenii au fost aduși cu autocarele și cu trenurile. Cum arată trenurile de la noi? Eu cred că principala preocupare când vorbim despre transportul oamenilor în România, principala preocupare a guvernului trebuie să fie cum modernizăm CFR-ul, când cumpărăm trenuri noi,
cum și cât de rapid construim liniile ferate de mare viteză, când absorbim fondurile europene pentru a construi aceste linii ferate de mare viteză, pentru ca oamenii să poată călători mai rapid, în condiții mai bune, pentru ca întreprinzătorii care exportă sau importă mărfuri să le poată exporta sau importa mai rapid, predictibil și cu costuri mai mici. Vă dau un singur exemplu. Știu că e concret, dar e foarte important. Eu sunt din Hunedoara. În Hunedoara avem un combinat siderurgic deținut de ArcelorMittal în momentul de față. Produc bare de oțel de 12 metri, le exportă spre multe țări vest-europene. Și tehnologia în secolul 21 pentru încărcarea și descărcarea acestor bare de oțel pe vagoanele de tren este cu inducție electromagnetică, o tehnologie modernă. Așa ar trebui să se încarce, așa ar trebui să se descarce în locurile în care sunt, spre care sunt exportate, în Italia de pildă. Doar că în România, CFR Marfă nu este capabil în anul 2018 să pună la dispoziția fabricilor vagoane noi, moderne, doar cu platformă. Au acele vagoane vechi cu pereți pe care nu pot spune piesele cu inducție electromagnetică căci nu funcționează fizic. Și atunci fixează barele de oțel cu sârmă ca și în secolul al XIX-lea. Las deoparte faptul că există rute de cale ferată în România unde viteza de circulație este mai mică decât viteza de pe vremea regelui Ferdinand în urmă cu 80-90 de ani. Deci, pe scurt, traficul feroviar în România este un dezastru. Și principala obligație a guvernului cred că ar trebui să fie cum facem acest trafic feroviar mai confortabil pentru oameni, mai rapid, mai ieftin, în trenuri bune și nu în trenurile în care, din păcate, au înghesuit 10.000 de oameni în weekend, obligatoriu să vină să le cânte în strună în Piața Victoriei. Ce eco vă așteptați să aibă acest meeting în, la Bruxelles, spre exemplu, în Parlamentul European? Vă așteptați să aibă un eco? Cel mai important ecou nu este ecoul din Parlamentul European, ci cel mai important ecou este, de altfel, ceea ce vede lumea largă. Și adevărul este că de un an jumate lumea largă spune următorul lucru. Presa internațională relatează pe larg. Lumea spune așa: felicitări poporului român care a ieșit în stradă pentru a apăra valori europene. Democrație, o justiție independentă care să-și îndeplinească misiunea, instituții libere care fiecare să-și îndeplinească misiunea, și oamenii au ieșit pe stradă cerând asta, cerând o guvernare mai bună cu drapelul Uniunii Europene. Și aseară în Piața Victoriei au fost steaguri ale Uniunii Europene, am văzut și un steag al Statelor Unite ale Americii, foarte bine. Deci oamenii spun de un an de zile, lumea largă, felicitări poporului român că își cere drepturile, rușine oamenilor politici care încearcă să controleze instituții, să vrea instituții slabe, pe bunul lor plac, care să îi servească doar pe ei. Exact acesta este ecoul de un an jumate și sunt sigur că mișcarea de sâmbătă nu va schimba impresia pe care lumea largă o are despre noi. Adică poporul român foarte bine, bravo, acei câțiva oameni politici care încearcă să guverneze doar în propriul interes, rușine. Și vom vedea, sunt convins, zilele următoare, în presa internațională, exact această întrebare cu privire la meetingul de sâmbătă, și anume, mare mișcare populară sau o mascaradă. Asta anticipez că presa internațională se va întreba în zilele următoare și în special asta, și doar faptul că presa internațională prezintă și va prezenta meetingul de sâmbătă ca o posibilă mascaradă, cred că înseamnă că a înțeles exact ce s-a întâmplat aici. Oamenii politici care l-au organizat sunt demascați, iar și asta vreau să spun foarte clar, credibilitatea oamenilor politici de la vârful coaliției de guvernare în lumea bună este zero. Are legătură meetingul PSD cu sentința așteptată de liderul socialdemocraților, Liviu Dragnea? Nu știu. În dosar. Nu știu. N-am vorbit cu niciun PSD-ist, nu știu ce este de natură acest meeting să influențeze oarecum decizia judecătorilor? Ar fi nefiresc ca decizia judecătorilor să fie influențată de un presupus infractor care se află înaintea unei sentințe, indiferent cum este aceasta. E clar că oamenii politici, când ajung în fața judecătorului,
preferă, evident, să scape. Cei care au mai puține mijloace de utilizat, pur și simplu au mai puține mijloace de utilizat. Cei care au mai multe mijloace de utilizat, din păcate, vedem că sunt dispuși să le utilizeze și acest lucru este nefiresc. Eu cred că e greșit ca dacă ai putere, dacă ai influență, să încerci să o folosești pentru a influența justiția, pentru a influența instituțiile statului în propriul interes și pentru a îți garanta ție libertatea. Mi-e clar că este chiar o componentă irațională aici. Oameni politici ajunși cu spatele la zid, trași la răspundere pentru ceea ce au făcut, sunt capabili să vândă secrete de țară, să dea foc României doar pentru propria libertate. Acești oameni sunt un pericol. Sunt un pericol pentru viața fiecăruia dintre noi și vă spun de ce. Paguba pe care o lasă în urmă prin încercarea de decredibilizare a instituțiilor, prin faptul că sunt dispuși să tragă numele țării noastre în orice zonă cenușie doar pentru a scăpa, această pagubă este o pagubă serioasă și de aceea spun foarte clar, orice zi cu un guvern dispus a da foc viitorului României pentru libertatea câtorva oameni politici este o zi pierdută pentru România. În plus, din punct de vedere economic, guvernul actual, vedem, acumulează datorie, crește deficitul. Economia e clar că merge spre criză, guvernul este cu ambele mâini în buzunarele noastre, deci cu cât rămâne mai mult la guvernare, cu atât factura va fi mai scumpă pentru poporul român și de aceea spun, cu cât mai repede reușim să dăm acestei țări un guvern mai bun, cu atât mai bine. România va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene anul viitor, în 2019. Acum, cât de pregătită este țara noastră pentru un asemenea eveniment major, spun eu? Țara este extrem de bine pregătită, guvernul deloc. De ce spun că țara este bine pregătită? Tocmai fiindcă în ultimele luni am văzut că oamenii au ieșit în stradă cu drapelul Uniunii Europene pentru a apăra valori europene. Ce vor oamenii? Oamenii vor să trăim ca în Europa. Școala să fie școală, spitalul să știi că medicii te pot trata bine, în bune condiții în spital, justiția să fie justiție, infrastructura să fie modernă. Poporul român este mai pregătit decât oricând să joace în prima ligă în Europa. Tinerii noștri merg la burse Erasmus în alte țări. Tineri europeni din alte țări vin încoace. Dacă ieși seara în centru vechi cu prietenii, vei auzi la mesele alăturate vorbindu-se limbile altor popoare din Uniunea Europeană și este foarte corect. Românii gândesc mai european decât oricând și e foarte clar că românii vor un model de viață european, nu vor un model de viață Putin, Erdogan, Congo sau Madagascar. Deci România este mai pregătită decât oricând. Este clasa politică pregătită să joace în prima ligă în Europa? Răspunsul este categoric, guvernul actual al României nu este pregătit să joace în prima ligă în Europa. Și vă spun și de ce. Au o gândire provincială de sat, de periferie. Ce înseamnă să conduci Europa? Ce înseamnă să te impui în Europa? Înseamnă următorul lucru. Să fii competent, să fii credibil, lucruri care lor le lipsesc, și să gândești și pentru Europa în ansamblu, fiindcă în timp ce eu, ca europarlamentar român, vreau să fac bine pentru România, la fel colegul portughez vrea să facă bine pentru Portugalia, irlandezul pentru Irlanda, bulgarul pentru Bulgaria. Și trebuie să înțelegi că nimeni în Europa nu-ți vrea răul, că nu ești stat membru de categoria a doua, o lozincă pe care ei o tot repetă, deoarece nu sunt capabili să se impună într-o negociere de la egal la egal. Și atunci le e mai simplu să stea pe margine, să miorle și să spună, vai cel mare, ne vrea răul. O realitate este următoarea. Cum trebuie negociat în Europa ca să te impui, ca să câștigi o negociere? Tu vrei bine pentru poporul român, dar trebuie să înțelegi și ce vrea celălalt. Și trebuie să ajungi la sfârșitul zilei la un numitor, la o concluzie care să fie bună pentru România, bună pentru ceilalți, bună pentru Europa în ansamblu. Ei nu înțeleg asta. Ei sunt într-un cu totul alt tip de gândire. Singura lor relație cu Europa este, își doresc o legitimare pe care de altfel nu o merită. Doresc fotografiile. Asta i-a învățat Nicolae Ceaușescu. Trebuie să o spunem foarte clar. Ceaușescu vrea fotografii cu președintele Americii, cu regina Marii Britanii. Și această boală a rămas, din păcate,
Ar face orice acum și aleargă cu toții după fotografii. Vă aduceți aminte Liviu Dragnea la colțul mesei la Washington înainte de inaugurarea președintelui Trump? Vă spun foarte clar că și Viorica Dăncilă dorește și nu primește întâlnire cu lideri europeni din prima zi de mandat, deci ei nu vor fi niciodată parte a lumii civilizate, parte a Europei și este un păcat, fiindcă, repet, poporul român merită să fie acolo și e mai pregătit decât oricând să joace în prima ligă europeană și merită. Cât despre doamna Viorica Dăncilă, că tot ați amintit acum, în februarie, într-un interviu pentru Press One, spuneați că de capacitatea de negociere a doamnei prim-ministru va depinde în 2019 atragerea 10 de miliarde de euro de fonduri nerambursabile. Considerați că mandatul de premier al actualei șefe de la Palatul Victoria va conta negocierile de anul viitor? Categoric, modul în care prim-ministrul se prezintă în negocieri va fi hotărător pentru suma pe care România o va primi la Uniunea Europeană în următorii 7 ani de zile. Și să vă explic la ce mă refer. Anul următor, din păcate, Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană. Pierdem astfel un stat bogat care contribuia mai mult decât beneficia la bugetul Corect. Uniunii Europene. Vor lipsi bani. Și întrebarea fundamentală, și atunci, practic, are loc o regândire completă a întregului buget al Uniunii Europene. Și întrebarea fundamentală este ce vom face cu resursele limitate pe care le avem la dispoziție. Cât alocăm pentru politicile tradiționale, pentru agricultură, pentru fonduri structurale și de coeziune. Foarte important pentru noi. Pe ce criterii și cât alocăm pentru noi priorități. Combaterea terorismului, siguranța cetățeanului, lucruri, domenii în care până acum se spunea competența este a statelor membre, dar vedem acum că pentru a combate terorismul în Europa, pentru a securiza o frontieră externă, e nevoie de cooperare și e nevoie de întărirea unor instituții la nivel european. Și noi lucrăm în Parlamentul European de câteva luni de zile la următorul buget și veștile până acum pentru România sunt bune, din următorul motiv, fiindcă la nivelul Parlamentului European, noi, oamenii politici din PPE, am fost activi, fiindcă Comisia Europeană a înțeles nevoile aici și vă dau o singură cifră. În ultimii 7 ani, România a avut alocate fonduri structurale și de coeziune de 25 de miliarde de euro. După munca noastră din Parlament, după munca de pregătire a Comisiei, Comisia Europeană propune ca României să-i fie alocați în următorii 7 ani 27 de miliarde de euro. Deci, la momentul de față, propunerea pe masă este ca România să primească mai mulți bani pentru autostrăzi, căi ferate, spitale, întreprinzători. De ce? Fiindcă Europa a înțeles că avem nevoie și la indicatorii pe care Europa i-a stabilit acolo, România nu stă bine. Eficiența energetică la noi nu e bună. Oportunități pentru tineri, locuri de muncă pentru tineri, sistemul de educație. Nu stăm bine și atunci Europa a spus așa, aveți nevoie de ajutor, vă dăm acel ajutor. Faptul că nu stăm bine de altfel este o confirmare a faptului că politicile guvernului nu sunt în regulă și n-au performat nici în educație, nici în oportunități pentru tineri care are de locuri de muncă pentru tineri, nici în politica energetică, nici în politica socială, nici în sănătate. Dar realitatea este următoarea. Comisia Europeană propune mai mulți bani pentru noi, fiindcă se vede că avem nevoie și îi propune, în ciuda faptului că nu am reușit să-i absorbim până acum, îi propune practic pe baza nevoilor din piață. Și în timp ce Comisia Europeană propune mai multe fonduri pentru România, Comisia Europeană propune mai puține fonduri pentru alte state, pentru Portugalia, de pildă, pentru Ungaria, pentru Polonia, unde opinia este că acolo nu e nevoie de atât de mulți bani acum. Și credeți că Polonia, Ungaria, Portugalia se vor mulțumi cu mai puțin? Nu. Deci Comisia Europeană acum a făcut o propunere prin care spune vrem să dăm mai mulți bani României și mai puțin bani altor state. Vor urma negocieri extrem de dure și cei cărora li s-a propus mai puțin vor spune nu, vrem mai mult. Și atunci de partea asta, de partea noastră, de partea României, trebuie un guvern echipat cu miniștri la nivelul Ministrului de Fonduri Europene, Ministrului de Finanțe, Ministrul de Afaceri Externe și prim-ministru capabil să reziste în acele negocieri și capabil să obțină 27 de miliarde sau mai mult și nu 25 sau mai puțin. Deci exact cum am spus în luna februarie,
de capacitatea acestui guvern, inclusiv a premierului, de a negocia și de a se impune negocieri dure la nivel european, negocieri cu Angela Merkel, cu Emmanuel Macron, de capacitatea premierului de a se impune în acele negocieri, depinde dacă primim 20, 25, 30, 35 de miliarde de euro. Negocierile vor fi dure, fiindcă poziția de început, datorită Comisiei Europene, care stă alături de poporul român, este o poziție bună, dar actualul guvern trebuie să o apere. Pe final, aș vrea să discutăm puțin și despre proiectele pe care le aveți în plan din calitatea dumneavoastră de europarlamentar. Ce direcții v-ați propus în această sesiune? Păi, peste o jumătate de oră voi avea un eveniment public la care vom anunța deschiderea în premieră pentru prima dată a unui important proiect pentru tineri care împlinesc 18 ani. Și anume, începând cu luna iulie a acestui an, toți tinerii români care împlinesc 18 ani pot primi gratuit de la Uniunea Europeană un bilet de tren cu care să călătorească până la 30 de zile, gratuit, repet, în toate statele membre ale Uniunii Europene. Acesta este un proiect pe care eu l-am introdus în bugetul Uniunii Europene pe anul acesta, finanțarea acestor tipuri de bilete de tren. De ce am lansat acest proiect? Fiindcă statisticile arată că în ziua de astăzi peste 60% din angajatori apreciază experiența internațională a tinerilor. Adică, cu cât mai multă experiență internațională ai avut, studii în străinătate, stagii, contact cu colegi din domeniul în care tu lucrezi, dacă ești în preză, contact cu jurnaliști din alte state, să fi vizitat redacții în alte state, să te fi vizitat un jurnalist bine pregătit din alte state în redacția ta, schimburi de experiență, deci statistica arată că peste 60% din angajatori apreciază experiența internațională a tinerilor atunci când dau un loc de muncă. Adică mai multă experiență internațională înseamnă mai multe șanse pentru a-ți găsi un loc de muncă, nu doar în străinătate, ci și aici. Angajatorii, repet, apreciază experiența internațională, înseamnă mai multe șanse în viață. Și de aceea am decis să facem acest proiect. Mâine încep înscrierile. Deci, practic, dacă ești tânăr, dacă ai 18 ani și dorești să călătorești gratuit în Europa, ce trebuie să faci? Trebuie să mergi pe site-ul Comisiei Europene. Site-ul este europa.eu/youth/discovereu, dar dacă se caută pe Google după numele programului Discovereu, Comisia Europeană Interrail, se găsește foarte ușor. Ai 18 ani, trebuie să te înscrii pe site-ul Comisiei Europene. Înscrierile încep mâine, 12 iunie, merg până pe 26 iunie. Trebuie să ai documente de călătorie valabile, să fii cetățean al României sau al oricărui alt stat membru al Uniunii Europene, să prezinți un plan de călătorie care să includă și obiecte de patrimoniu cultural, fiindcă anul acesta este anul patrimoniului cultural în Europa și vrem ca tinerii să vadă și obiecte de patrimoniu cultural, că un tânăr care merge la Viena merge și la un meci de fotbal, e în regulă, dar vrem să vadă și obiecte de patrimoniu cultural pentru a cunoaște cultura altor state, trebuie să-și prezinte un plan de călătorie, iar Comisia Europeană va anunța practic beneficiarii la începutul lunii iulie. Perioada de călătorie este 9 iulie, 30 septembrie. După care, și asta am reușit deja să obținem în negocierile pe buget, proiectul va continua și în anii următori. Deci cei care au 16-17 ani să știe că pot călători în anii următori. Este doar un exemplu concret de proiect căruia mă voi dedica până acum. La ce, care este limita de vârstă? Deci începând cu 18 ani. Cei care au 18 ani, deci cei care au împlinit 18 ani începând cu 1 iulie 2017. Deci cei care au 18 ani acum pot aplica anul acesta, cei care au 17 vor aplica la anul, cei care au 16 peste 2 ani de zile, deci se aplică acum în iunie. Perioada în care se poate beneficia de aceste bilete este vara, vacanța școlară, 9 iulie 30 septembrie, și există 15.000 de bilete pentru toată Europa. Acesta este doar un exemplu de proiect concret pentru tineri pe care l-am inclus în bugetul Uniunii Europene. Avem cu 15% mai multe bolse Erasmus anul acesta în Uniunea Europeană, datorită muncii mele la buget, eu fiind negociator șef pe tot bugetul Uniunii Europene, am spus tocmai pentru a încuraja experiența internațională a tinerilor, vreau mai mulți bani pentru Erasmus. Și am reușit să creștem de la 2,0 la 2,3 miliarde. Avem mai mulți bani pentru tineri întreprinzători, mai mulți bani pentru tineri fermieri,
Deci rezultate concrete pentru România de pe urma muncii mele pe buget. Asta e exact perioada, până acum am negociat, totul e acolo, e la dispoziția României, acum e perioada în care trebuie să promovez aceste realizări, aceste proiecte, de aceea mă veți vedea mult la universități în întâlnire cu studenți, la licee în clasa 11 și a 12 în întâlnire cu elevii chiar în această săptămână încă pentru a promova programul, după aceea la vară întâlnire cu fermieri, cu tineri fermieri pentru a vedea cum putem facilita o problemă de altfel majoră în România. Tranziția fermelor de la generația mai în vârstă a părinților, a bunicilor noștri care au lucrat pământurile până acum spre tineri, fiindcă discutăm mult despre crearea de oportunități pentru tineri în mediul urban, aici la oraș, tineri întreprinzători, lansări de afaceri, dar trebuie să nu uităm și tinerii de la țară. Domnule europarlamentare, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studioul nostru, vă mai așteptăm pe la noi și vă doresc mult succes. Mulțumesc mult, mi-a făcut plăcere, toate cele și bune. Mulțumim.